În acest weekend vom avea parte din nou de meciuri din ligile inferioare, dar din păcate tot fără spectatori în tribunele stadioanelor hunedorene. În Liga a 4-a, în etapa a 10-a, surpriza a produs-o Dacia Orăștie, care a trecut acasă de Inter Petrila cu 2-1, rezultat care a trimis echipa din Vale rămasă la 20 de puncte pe poziția a 4-a, ultima care duce în play-off. Ne bucurăm de fiecare dată când putem să ne desfășurăm meciurile, fiindcă știm cu toții că în momentul acesta condițiile sunt destul de grele pentru echipele noastre, ele depunând eforturi destul de mari și financiare și din punct de vedere a atrage sportivii spre competiție, să aibă un lot numeros de jucători. Am finalizat etapa 10-a. În etapa 10-a favoritele în general s-au impus, mai puțin Inter Petrila, care a pierdut pe terenul celor de la Dacia Orăștie. Pe primele două locuri sunt cu 23 de puncte retezatul Hațeg, care a trecut acasă cu 3-0 de CS2 Hunedoara, și CSM Vulcan, care a învins cu 2-1 în deplasarea de la Minerul Uricani. Pe podium au urcat și Gloria Giurgiu cu 21 de puncte, care a realizat scorul etapei de 6-0 în succesul de acasă cu CSM 2 Deva, iar pe 5, la doar 2 puncte de Petrila și de play-off, este Șoimul Băița, echipă ce s-a impus cu 6-1 deplasarea de la Victoria Călan. Etapa viitoare programează derbiul dintre Vulcan și Hațeg, dar și celelalte meciuri se anunță a fi interesante. Ne așteaptă la fel un weekend destul de palpitant, așa cum a zis și dumneavoastră, rezultatele sunt ciudate, nu există o favorită, ne bucurăm că fiecare echipă are șansa lui și poate să-și câștige meciul, iar derbiul etapei a 11 la nivelul Ligii a 4-a este între CSM Mihai Viteazul Vulcan și CSO Retezatul Hațeg. Jocul derby, precum și meciurile Băița Uricani, Hunedoara Giurgiu și Deva Orăștie, se vor disputa duminică 14 noiembrie de la ora 14, în vreme ce partida Petrila Călan va începe cu o oră mai devreme. Interesant este și duelul din Liga a 5-a, unde pe primul loc, după etapa 8-a, în care a stat Unirea General Bertlo, rămâne Măgura Pui, învingătoare cu 6-0 în meciul de acasă cu Real Sant Andrei și care a profitat și de egalul de 1-1 pe care l-a făcut la Ponorul Vața, a doua clasată, Zarandul Crișcior. La nivelul Ligii a 5-a am avut un meci mai intenționat, un derby în țara moților, să zic așa, unde s-a terminat la egalitate meciul dintre Ponorul Vața și ASE Zarandul Crișcior. Etapa viitoare din Liga a 5-a de fotbal Hunedoara, în care va sta Crișciorul, programează meciurile Pui, Vața și Sant Andrei General Bertlo, ambele partide urmând a se disputa sâmbătă 13 noiembrie de la ora 14.